În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacuternici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori. Am intrat în postul Crăciunului. Și subiectele pe care le abordăm la catehezele noastre se pliază foarte bine pe această perioadă de pregătire, de primenire, de renunțare la deprinderile rele, la păcatele și patimile care ne robesc pe noi. Oricum, sărbătoarea nașterii Domnului ne aducem aminte că pentru noi și pentru a noastră mântuire Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. Rezum ceea ce ne-a preocupat duminicile trecute. Când l-a făcut Dumnezeu pe om, l-a pus în rai. Era tânăr, sănătos, frumos, nemuritor, cu toate funcțiunile perfecte. Din nefericire s-a prăbușit. Și ne-am oprit doar la două funcțiuni, dar multe funcțiuni au fost puse de Dumnezeu în ființa umană. La funcțiunea nutritivă și la cea procreativă, care la început erau frumoase, curate, perfecte. Omul mânca ca să trăiască și uza de comuniunea trupească ca să se mulțească neamul omenesc pe pământ. Ei, după ce a căzut în păcat, omul trăiește ca să mănânce, devine ropânte celui și omul devine pătimaș. Comuniunea trupească este pentru plăcere, nu pentru copii. În această stare a ajuns bietul om și Dumnezeu ne spune Scriptura în Cartea Facerii, în capitolul 3, văzându-l în această stare, l-a dat afară din rai. Unul dintre colindele noastre ne spune că Domnul Hristos s-a născut, s-a întrupat tocmai pentru aceasta. Raiul cel închis azi iar s-a deschis și strămoșii iară prin Sfânta Fecioară azi s-au înnoit, nu? Ei, am luat patimile acestea grozave care ne prăbușesc, care ne îndepărtează de Dumnezeu și ne scot din comuniune cu semenii noștri, le-am luat pe rând. Și ne preocupa îmbuibarea pântecelui, lăcomia după mâncare și băutură, duminicile trecute. Iată că în seara aceasta ne oprim la cealaltă patimă mare care s-a sălășluit în biata fire omenească după prăbușire. Ne oprim la patima desfrânării. Întotdeauna au trebuit subliniate neajunsurile, patimile care ne robesc, dar parcă niciun veac n-a fost atât de senzual ca și acesta în care trăim noi. Nu-i nevoie de argumente. Frățiile voastre, vedeți și presa, și televizorul, și mai ales internetul. Bine este pe internet să vedeți doar ce trebuie. Iar referitor la păcatul acesta al desfrânării, sunt multe versete în Scriptură pe care le-am putea citi. Vă amintesc doar că atunci când Dumnezeu i-a dat cele 10 porunci lui Moise și pe care le găsim scrise în Cartea Ieșirii, în capitolul 20, a șaptea poruncă zice să nu desfrânezi. Sau, dacă le-am enumerat ca și apusenii, ar fi a șasea. Iar Sfântul Apostol Pavel, fidel învățăturii Mântuitorului, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 6, începând cu versetul 18,
zice așa, fugiți de desfrânare. Deci fugiți, nu feriți-vă, dar fugiți, pentru că această patimă este foarte subversivă. Nu este de a parlamenta sau discuta cu ea, fugiți de desfrânare. Știți că este în tradiția populară din Transilvania o strigătură pe care pe vremuri o ziceau flăcăii la joc. Bată-te focul, om drag, de mână mă duci la iad. Și răspunde celălalt, ba, eu nu te duc de mână, că vii tu de voie bună. Nu trebuie parlamentat. Cu acest impuls înspre păcatul desfrânării. Zice Sfântul Pavel, fugiți de desfrânare, orice păcat pe care îl va săvârși omul este în afară de trup, cine se dă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu preț, slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Acum, încă din legea veche, încă din Vechiul Testament, suntem atenționați cât de subversiv este acest păcat, cât de teribilă este această patimă și acest impuls înspre rău. Înțeleptul Solomon, în Cartea Pildelor, având și dar poetic, în capitolul 7, ni se adresează tuturor, dar în mod special ni se adresează tinerilor, pentru că ei sunt mai expuși la acest păcat. Și începând cu versetul 6, iată ce zice Solomon. Odată stam la fereastra casei mele și priveam printre gratii. Și-am zărit printre cei lipsiți de minte un tânăr fără pricepere. El trecea pe uliță pe lângă colțul casei ei și se îndrepta către locuința ei. Era în amurguserii când se lasă umbra și întunericul nopții. Și iată o femeie îl întâmpină, având înfățișare de desfrânată și cu prefăcătorie în inimă. Aprigă și de neținut în frâu, picioarele ei erau fără odihnă, când în casă, când afară, stând la pândă lângă orice colț. Ea îl apucă și îl sărută, și cu o căutătură obraznică îi zise, trebuie să aduc jertfe de pace. Astăzi am împlinit făgăduințele mele. Pentru aceasta am ieșit în întâmpinarea ta, ca să te caut și iată că te-am găsit. Cu scoarțe am gătit patul meu, cu așternuturi de in din Egipt. Cu miresme am stropit patul meu cu mir, aloie și chinamon. Vino să ne îmbătăm de iubire până dimineața, să ne scufundăm în desfătări de dragoste, căci bărbatul meu nu este acasă, plecata la drum departe, luata cu sine o pungă cu bani și se va întoarce acasă la lună plină. Ea îl ademeni prin mulțimea cuvintelor ei și îl smulse prin graiurile ademenitoare ale buzelor sale. El începu să meargă dintr-o dată după ea ca un bou la junghiere și ca un cerb care se zorește spre capcană, până când o săgeată îi străpunge ficatul.
după cum o pasăre grăbește spre lat și nu-și dă seama că acolo își sfârșește viața. Concluzia lui Solomon. Și acum, fiule, ascultă-mă și ia minte la cuvintele gurii mele, inima ta, să nu se plece spre căile ei și nu te rătăci pe potecile ei, căci ea a rănit pe mulți și pe foarte mulți a omorât. Casa ei sunt căile iadului care duc la cămările morții. Acum am putea spune multe cuvinte frumoase, așa ca să tragem sufletului nostru un semnal de alarmă și să ne folosim și să ne ferim de această patimă care ne îndepărtează și de Dumnezeu și până la urma urmă și de semenii noștri, pentru că cel pătimaș nu mai vede în semenul său omul creat de Dumnezeu pentru a fi iubit cu adevărat, ci vede un instrument care îi satisface plăcerile păcătoase. Cu mulți ani în urmă, pe când eram episcop mai tânăr, am scris în acest sens câteva rânduri într-o cărticică intitulată Primăvara iubirii. Și din această cărticică vă dau doar trei fraze. Citez. Cred că ai băgat de seamă că nu-i ușor să vezi în prietena ta pe viitoarea parteneră de viață și pe mama copiilor tăi. Eseul îi se adresează tinerilor. Lucrul acesta cere un efort. Pentru a ajunge aici, trebuie să lupți împotriva unei forțe animalice. Această forță care o porți în tine este instinctul sexual. Instinctul nu poate lucra altfel, el își urmează, orbește drumul său. Fiind o forță naturală și nu spirituală, nu caută altceva decât satisfacția sa. Nu vreau să spun că acest instinct este în sine rău. El are un rol important, căci prin el se manifestă puterea generatoare, putere care constituie virilitatea. Nu este vorba numai de virilitatea fizică, ci și de virilitatea sentimentului, inteligenței și voinței. Și instinctul este un dar de la Dumnezeu. Vreau însă să te fac să înțelegi că ceea ce este o binecuvântare se poate prischimba într-un blestem. Instinctul este o forță naturală ca apa și ca focul. Când fluviul e menținut în albia sa, e o binecuvântare pentru tot ținutul, dar când se revarsă, distruge tot ce găsește în cale. Așa că, dacă instinctul sexual va fi în viața ta o binecuvântare sau un blestem, depinde numai de tine. În seara aceasta ne preocupă această patimă de care am vrea să se poată tămădui creștinii noștri în postul Crăciunului. Acum, după ce vom cânta o priceaznă, vă voi citi și ce spune Sfântul Ioan Casian, compatriotul nostru, despre această patimă care îi robește pe foarte mulți. Despre patima desfrânării, a cărei tămăduire, sigur că cere efort și postul este unul dintre mijloace. Dar nu fără să punem și noi umărul cu toată râvna și cu toată puterea. Priceazna pe care o cântăm împreună cu strana e scrisă la pagina 35 în cartea noastră de cateheze și se intitulează Să-L preamărim pe Domnul. Iată acum ce spune Sfântul Ioan Casian
despre patima disfrânării. Cine vrea să citească pe Îndelete, găsește această meditație în volumul întâi din Filocalie. A doua luptă. După lupta împotriva lăcomiei pântecelui. A doua luptă o avem împotriva duhului desfrânării și al poftelor trupești. Pofta aceasta începe să supere pe om de la cea din tâi vârstă. Mare și cumplit război este acesta și luptă îndoită cere, căci acest război este îndoit, aflându-se și în suflet și în trup. De aceea trebuie să dăm lupta din două părți împotriva lui. Prin urmare, nu ajunge numai postul trupesc pentru dobândirea desăvârșitei neprihăniri și a adevăratei curății, de nu se va adăuga și zdrobirea inimii, și rugăciunea întinsă către Dumnezeu, și citirea dată a Scripturilor, și osteneala și lucrul mâinelor, care de-abia împreună pot să oprească pornirile cele neastâmpărate ale sufletului și să-l aducă înapoi de la nălucirile cele de rușine. Mai înainte de toate însă, folosește smerenia sufletului, fără de care nu va putea birui nimeni desfrânarea și nici celelalte patimi. Deci, de la început, trebuie păzită inima cu toată stăruința de gândurile murdare. Fac o paranteză. Sfântul Siluan Atonitu zice că prin imaginație intră dracul în suflet și stârnește gândurile cele murdare, iar imaginația este stimulată de toate mijloacele media, și televizorul, și presa, și mai ales internetul. Căci dracul acesta nu încetează de a răzbui pe om până nu va crede omul cu adevărat că nu prin străduința și nici prin ostinarea sa, ci prin acoperământul și ajutorul lui Dumnezeu, să izbăvește de boala aceasta. Iar semnul că a dobândit desăvârșită virtute îl avem în aceea că sufletul chiar și în vremea somnului nu mai ia seama la niciun chip al nălucirii de rușine. Deci, precum am zis mai înainte, regula de nevoință în ce privește postirea pe care le-o dăm tuturor este să nu se amăgească nimeni cu săturarea pântecelui și să nu fie furat de plăcerea gâtlejului. Pentru că nu numai deosebirea felurilor, ci și mărimea cantității mâncărurilor face să se aprindă săgețile desfrânării. Căci cu orice fel de hrană de se va umplea pântecele, naște sămânța desfrânării. De bucate numai atât să ne slujim, cât să trăim, nu să ne facem robi pornirilor poftei. Regula înfrânării și canonul așezat de părinți, acesta este: cel ce se împărtășește de vreo hrană, să se îndepărteze de la ea până când mai are poftă și să nu aștepte să se sature. Era apostol zicând, grija trupului să nu o faceți spre pofte, n-a oprit chivernisirea cea de trebuință a vieții, ci grija cea iubitoare de plăceri. De altfel, pentru curățirea desăvârșită a sufletului, nu ajunge numai reținerea de la bucate, dacă nu se adaugă la ea și celelalte virtuți. De aceea, smerenia prin ascultare, cu lucruri și prin ostenirea trupului, mari foloase aduce. Înfrânarea de la iubirea de argint călăuzește sufletul spre curăție, când înseamnă
nu numai lipsa banilor, ci și lipsa poftei de a-i avea. Reținerea de la mânie, de la întristare, de la slava deșartă și mândrie înfăptuiește curăția întreaga a sufletului. Iar curăția parțială a sufletului, cea neprihănire, adică o înfăptuiesc în chip deosebit înfrânarea și postul. Căci este cu neputință ca cel ce și-a săturat stomacul să se poată lupta în cuget cu dracul desfrânării. Iată de ce lupta noastră cea din tâi trebuie să ne fie înfrânarea stomacului și supunerea trupului, nu numai prin post, ci și prin priveghere, osteneală și citiri. Apoi, aducerea inimii la frica de iad și la dorul după împărăția cerurilor. Amin.